Cred că este una dintre cele mai mari bucurii la sfârșitul anului ca să putem organiza pentru copiii, nu numai angajaților noștri, ci pentru toți copiii, o serbare în preajma marii sărbători a creștinității numită Crăciun. An de an încercăm să creăm bucurie familiilor și copiilor prin organizarea unui program în care vin mai multe grupuri de colindători care ne încântă prin minunatele și tradiționale colinde românești, iar apoi moșul să înmâneze cadouri copiilor angajaților spitalului județean. Țin enorm de mult la acest eveniment pentru că am văzut an de an câtă bucurie poate să producă în rândul celor mici și mi-aduc așa aminte și eu de anii tinereții când abia așteptam sărbătorile magice ale Crăciunului pentru a aștepta pe Moș Crăciun să vină cu cadouri. Așa este, este ziua de miercuri în care am stabilit împreună că vom face această petrecere, vom organiza sărbătorirea venirii moșului la noi în spitalul județean și sperăm că mulți copii vor fi astăzi prezenți și vor asculta colindele pe care grupurile de colindători le vor cânta aici, în Amfiteatrul Mare a Spitalului Județean și să sperăm că le vom produce emoție și fericire. În primul rând, sper că anul 2018 a reprezentat un an în care și-au realizat tot ce și-au propus în urmă cu un an de zile. Sper că moșul să fie darnic cu ei, sper ca sărbătoarea Crăciunului să găsească împreună cu familiile, cu cei dragi, să aibă parte de sărbători liniștite, sărbători cu pace, cu mulțumire, iar noul an care vine și începe peste câteva zile să le aducă în primul rând sănătate și în al doilea rând înțelegere în cadrul familiilor și înțelegere cu toți ceilalți, acolo își desfășoară activitatea și au locul de muncă și de asemenea le doresc anul 2019 să fie mai bun decât toate celelalte de până acum și să-și îndeplinească toate dorințele așa cum și le pun în aceste zile magice. Să ne amintești cu Bunul Fiului Dumnezeu. Să ne amintești cu Bunul Fiului Dumnezeu. Să ne amintești cu Bunul Fiului Dumnezeu.
Loc, 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 loc
așteptat? Da! Cu drag și bucurie? Da! Și eu mă bucur să vă văd, dragii moșului. Mașinile sunt în zăvoare, dar